În vremea aceea s-au sfătuit căpetenile preoților și bătrânii împotriva lui Iisus ca să-l omoare și l-au dus la Pilat zicând, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis, luați-l voi și-l răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. I-au răspuns iudeii, noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară, că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, cu mine nu vorbești, oare nu știi că am putere să te eliberez și putere am ca să te răstignesc? Iisus i-a răspuns, nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Deci când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Și era ziua pregătirii Paștilor, vineri pe la ceasul al șaselea, și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru, dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l, pe împăratul vostru să-l răstignesc, i-a întrebat Pilat. Căpetenile preoților au răspuns, n-avem împărat decât numai pe cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească și au luat pe Iisus și l-au dus ca să-l răstignească. Și însuși, ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii, care evrește se zice Golgota. Acolo l-au răstignit și împreună cu el pe alți doi de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris pe ea, Iisus Nazareneanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci era aproape de oraș locul unde a fost răstignit Iisus. Și era scris evrește, grecește și latinește și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul și-a dat Duhul, iar iudeii de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruce, căci era mare ziua sâmbătei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit stoștașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, asemenea și pe cele ale celuilalt răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, dacă a văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași cu sulița a împuns coasta sa și îndată a ieșit sânge și apă și cel care a văzut a mărturisit și adevărată este mărturisirea lui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, din pronia lui Dumnezeu, Sfinții Împărați Constantin și Elena au scos din catacombe Biserica lui Hristos, dând voie clericilor să slujească și creștinilor să se închine fără să aibă frica că sunt prigoniți. Iar ca biserica să fie statornicită în dreapta credință, a ajutat cu puterea sa împărătească să se organizeze primul sinod ecumenic
primul sinod în care s-au adunat 318 părinți împotriva lui Arie, Arie care susținea că Domnul nostru Iisus Hristos este prima creatură a lui Dumnezeu și alte rătăciri care le avea în capul său. După acest sinod, divische din cioși și prin binecuvântare împărătească, a început să înflorească la vedere Biserica lui Hristos. Și iată minune mare și binecuvântare că s-a rânduit de sus de la Bunul Dumnezeu să se găsească după sute de ani crucea Domnului nostru Iisus Hristos. S-a găsit divisca din cioșul locul unde au fost îngropate cele trei cruci a Domnului și a tâlharilor, s-au scos la lumină, dar nu se știa care este a Domnului și din voruri încă arhierească, aceste trei cruci au fost atinse de o femeie care murise și s-au atins pe rând. Doar una a avut putere, chiar dacă toate celelalte aveau aceeași formă de cruce, numai una era Sfânta Cruce, zice credincioși. Și atunci a înviat mortul și crucea Domnului a fost cunoscută, a fost adusă în Ierusalim și a fost cinstită. S-a făcut priveghere mare, s-a făcut slujbă și a venit popor mult. Dar, iubiți credincioși, nu doar că a fost găsită, ea a fost și cinstită Sfânta Cruce. Și închinându-se împăratul cu toată suita sa, poporul nu ajungea să se atingă. Și atunci, iată, patriarhul de atunci, Macarie, a luat Sfânta Cruce și a înălțat-o să o vadă toți, ca prin gând, prin privire să se atingă cu mintea și atingându-se să primească har și putere de la Domnul prin crucea sa cea sfântă. Și iată, după înălțarea Sfintei Cruci, s-a dat putere mare și binecuvântare să se însemneze peste tot, în cele oficiale, în cele văzute, în cele particulare, în casele oamenilor, să se vădească, să se arate semnul Sfintei Cruci, nu doar ca semn, nu doar ca simbol, ci ca putere a lui Dumnezeu, pentru că pentru noi care credem, semnul Sfintei Cruci este puterea lui Dumnezeu, iar pentru cei care nu cred, este sminteală și nebunie. Iată, iubiți credincioși, sute de ani de la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce, creștinii au trebuit să-și ducă închinarea la Sfânta Cruce în taină, în catacombe, în suferință și și-au dus sute de ani crucea muceniciei, o cruce a catacombei. Celelalte religii păgâne erau la suprafață, iar credința cea adevărată, pentru că ortodoxia nu este religie, ci este credința cea adevărată, a fost prigonită și a trebuit să stea în subteran, în catacombe, în fel și chip de forme vische din cioși nevăzute și acoperite. A urmat cinstirea Sfintei Cruci de către cler, de către popor și sute, mii de ani am văzut cum la răspântii s-au făcut troițe, cum la piept, la gât creștinii au portat Sfânta Cruce cu cinste, cum au avut curajul să se însemneze când treceau pe lângă o biserică să facă Sfânta Cruce, pentru că în altar este Domnul nostru Iisus Hristos și ne închinăm și salutăm pe Cel care s-a răstignit pe cruce. Și în fel și chip creștinii au folosit Sfânta Cruce nu doar ca semn și ca simbol, repet, ci ca putere a lui Dumnezeu. Trei lucruri urăște dracul și se teme cumplit de ele. De botez, de cruce și de Sfânta Împărtășanie. Pentru că la botez, iată, prin semnul Sfintei Cruci se sfințește apa, prin semnul Sfintei Cruci este exorcizat catehumenul, prin semnul Sfintei Cruci se sfințește undelemnul bucuriei, se sfințește și Sfântul și Marele Mir de către Arhiereidos prin semnul Sfintei Cruci și prin cruce se transmite harul și harul este degetul lui Dumnezeu cu care se alungă demonii și se îngrozesc demonii. De botezul cel adevărat în numele Sfintei Treimi, în biserica cea adevărată și în închinarea cea adevărată la Sfânta Cruce. Se mai tem demonii de Sfânta Cruce, zice din Cioș,
Pentru că se spune clar în rugăciune, Doamne, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Doamne, apără și binecuvintează poporul Tău. Pentru că prin cruce s-a dat stăpânire poporului creștinesc asupra diavolilor, pentru că se îngrozește, se cutremură, nesuferind a căuta la puterea ei. Și iată, iubiți credincioși, prin Sfânta Cruce se sfințesc cinstitele daruri, se transformă în sfintele daruri și creștinul, el la rândul lui așezat sub semnul Sfintei Cruci, omul fiind în semnul Sfintei Cruci construit, așezat, rânduit și rostuit, iată că se împărtășește cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine și prin cruce asceză se ajunge la înviere, adică la Euharistie, și prin cruce a venit mare bucurie și veselie pentru că se împărtășește creștinul cu Hristos euharistic. Nu putem despărți crucea de cel de pe cruce care s-a răstignit de Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă o cruce nu are pe ea, pe Hristos Domnul, nu este Sfânta Cruce. Dacă o cruce nu este consacrată în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, ci doar se face semnul Sfintei Cruci fără închinare, nu este Sfânta Cruce. Iubiți credincioși, nu orice cruce este Sfânta Cruce, ci este crucea tâlharilor. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți. Că dacă până la înălțarea Sfintei Cruci, până la momentul în care biserica a fost scoasă din catacombe, demonul a lucrat cu putere, cu forță să strivească, să ascundă, să închidă puterea bisericii și a Sfintei Cruci, iată că acum vedem altceva. O să vedem semnul Sfintei Cruci făcut invers la papistași. O să vedem semnul Sfintei Cruci făcut în semn diferit, nu așa, ci altfel ca la papistași. O să vedeți semnul Sfintei Cruci pe casele de rugăciune ale protestanților, ale adventiștilor, ale penticostalilor. O să vedeți semnul Sfintei Cruci pe Bibliile lor care nu sunt adevărate. O să vedeți semnul Sfintei Cruci făcându-se în sinoade tâlhărești și totodată răsturnat și înlocuit cu semne, iubiți credincioși, oculte. Și acum se întâmplă următorul lucru. Nu se mai luptă împotriva Sfintei Cruci pe față ca formă, ca semn, ci încearcă să-i păstreze forma și să-i devieze sensul, să o despovăreze pe ea de cel care stă și se răstignește pe cruce, să despartă pe cel răstignit de Sfânta Cruce, ca să fie o cruce fără de putere, iubiți credincioși. Iată că s-au făcut sinoade, cum a fost sinodul duhăresc din Creta, care n-a fost sub semnul Sfintei Cruci, sub o siglă drăcească, și la acel sinod s-a luptat împotriva Sfintei Cruci, pentru că ei nu și-au dat seama că și-au fugit și s-au lepădat de crucea lor arhierească. Dacă am amintit de crucea arhierească, o să amintesc de toate celelalte cruci, pentru că aici este esența. Ia gândiți-vă voi cum spun părinții, sau cum se spune prin predici, sau cum s-a vorbit în popor. Crucea văduvei, crucea orfanului, crucea familiei, crucea omului singur, crucea călugărului, crucea pusnicului, iubiți credincioși. Crucea preotului, crucea profesorului și a dascălului, crucea medicului, crucea acelui care judecă lucrurile cu dreptate, că nu este ușor să fii judecător drept într-o lume nebună, crucea liderului, crucea conducătorului, cruci peste cruci, fiecare în felul lui, iubiți credincioși. Dar când vorbim de așa ceva, nu vorbim doar despre osteneala și jertfa care se întâmplă în aceste aspecte de care am amintit, ci de consacrarea lor lui Dumnezeu cel întreime slăvit, punând în duc crucea până la capăt, dacă sunt văduvă și voi fi o văduvă cinstită. Îmi duc crucea până la capăt, dacă mi-am asumat o familie cu bine și cu greu, până la capăt. Îmi duc crucea dacă copilul meu este mai puțin ascultător sau bolnav sau în fel și chip, îți duci crucea de părinte, de mamă și de tată. Dacă ești călugăr și ți-ai asumat, îți duci crucea călugăriei până la cap. Dacă ești preot, îți duci crucea de
de a conduce și de a păstori poporul. Dacă ești dascăl, îți duci crucea de a spune adevărul și de a forma caractere. Dacă ești medic, îți duci crucea ca să te ostenești ziua și noaptea pentru cel bolnav, cu toate acele greutăți care se întâlnesc într-un spital și fiecare în felul lui, ca lider conducător, trebuie să-și ducă o cruce. Crucea lui Hristos. Asta înseamnă că Hristos lucrează prin tine, că Hristos ți-a dat acea cruce și responsabilitate, că tu ești un mădular al bisericii și o prelungire a bisericii în societate, că trebuie să îți duci crucea cu smerenie, cu credință și cu adevăr și în felul acesta harul lucrează prin tine. Ce trebuie să fim noi, iubiți credincioși, ca să avem putere și unitate? Trebuie să fim niște creștini autentici, sub semnul Sfintei Cruci, fiecare cu crucea lui, dar în forma lui. Dacă vei fi un prieten autentic, înseamnă că tu nu-l minți pe cel de lângă tine pentru Dumnezeu. Dacă ești un părinte autentic, tu îți duci crucea ca părinte pentru copilul tău, întâi pentru Dumnezeu și apoi din dragostea firească. Și toate celelalte despre care am amintit noi se pot duce pentru că mai întâi le consacri lui Dumnezeu, ai făcut o sfântă cruce, ți-ai consacrat mintea și inima ta, toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm și apoi fiecare își duce mai departe jertfa. Și iată că prin cruce și prin jertfă a venit bucurie și înviere la toată lumea, pentru că toate aceste jertfe pe care frățile voastre le faceți în fiecare zi, pe fronturi diferite ale vieții, nu sunt altceva decât niște răstigniri, niște osteneli, niște nevoințe, sunt adevăratele canoane ale vieții voastre, pentru că nu doar trei rugăciuni, câțiva psalmi, două mătănii sunt canoanele cu care voi vă pregătiți să veniți la Sfânta Împărtășanie, ci toată viața voastră este o cruce, un canon și o jertfă. Și toate acestea, dăruindu-le și consacrându-le Dumnezeu, iată că lucrează harul din toate aceste forme și suntem într-o legătură și într-o conexiune, iubiți credincioși, pe forme diferite, pe lucrări diferite, dar slujind aceluiași Dumnezeu și închinându-ne aceleiași cruci. În ziua de astăzi, iubiți credincioși, se duce o luptă vicleană. Lupta aceasta vicleană este ca să scoată semnul lui Hristos și să pună semnele lor drept semne. Adică să vedeți că peste tot este steaua în cinci colțuri. Nu o să vedeți Sfânta Cruce la casele oamenilor, pe medicamente sau pe haine sau pe anumite lucruri. Nu o să vedeți Sfânta Cruce care sfințește, ci o să vedeți pe tot, peste tot, la concerte, la concursuri, la activități, la alte și alte mișcări din lumea aceasta, demonul își pune pe cetea lui steaua în cinci colțuri. Și această stea demonică și satanică și umanistă, pe de altă parte, a pătruns atât de mult încât omului îi este rușine să facă Sfânta Cruce, dar nu îi este rușine să poarte, uitați-vă voi peste tot, acest semn satanic care l-ați văzut și în comunism, l-ați văzut și pe steagul Uniunii Europene, care este mai rea decât comunismul, o să-l vedeți și în satanism și toate acestea sunt o lepădare de Sfânta Cruce. Creștinii trebuie să aibă trezvie. De ce, iubiți credincioși? Pentru că în numele Sfintei Cruci, o să vedeți, nu cum s-a făcut la Niceea când s-a pus semnul Sfintei Cruci, s-au adunat și au mărturisit adevărul 318 sfinterari ca să ducă credința mai departe, o să vedeți sinodul Hărez cum a fost în Creta lepădându-se de cruce. O să vedeți la anul cum se adună Patriarhul Ecumenic și cu Papa și cu toți slujitorii lor. O să vedeți cum se adună în numele Sfintei Cruci, o să se promoveze Sfânta Cruce, dar este deposedată Sfânta Cruce de putere, de înțeles, de dogmă și de toate sfințeniile care curg din Sfânta Cruce. O să vedeți că ei se adună și o să formeze grupări într-o superbiserică care are poate deasupra o cruce, dar nu este Sfânta Cruce a lui Hristos. Iar biserica cea adevărată, dacă a stat 300 de ani până când s-a înălțat Sfânta Cruce, o să vedeți că aceștia o să o înalțe și mai tare ca să o desfigureze, iar biserica cea adevărată va intra iarăși în catacombe, iubiți credincioși, până când va îngădui Dumnezeu. Și v-am spus lucrurile acestea de atâtea ani. Pentru că adevărați închinători ai Sfintei Cruci, care vor să păstreze teologia crucii și a învierii,
adevărații închinători care vor să păstreze Duhul și nu doar forma, nu vor accepta blestematul ecumenism, nu vor accepta unirea papistașilor cu ortodoxi și nu vor accepta să sărbătorească Paște ortodox cu o sărbătoare de-a lor care nu este Paște, nu vor accepta toate aceste scamatorii de marketing care le fac la vârf aceștia politică bisericească, ci vor lupta, vor osândi și își vor duce crucea până la capăt, chiar dacă vor fi cateriziți sau scoși afară din instituția bisericească. Asta înseamnă să-și ducă crucea până la capăt și creștinii să-i urmeze pe cei care sunt echilibrați, nu cei care sunt râvnitori, exagerați și se duc în schisme, să-i urmeze nu pe cei care se duc în erezie ecumenismului, cei care stau în mărturisire de credință și în echilibru. Asta înseamnă să stai în biserică. De aceea vă conștientizăm și vă învățăm, fiecare unde sunteți, acolo unde sunteți, viața voastră să o suiți pe cruce, viața voastră să o răstigniți și să o dăruiți și să o jertfiți lui Hristos în fiecare clipă. În felul acesta va lucra Harul în voi și vă veți mântui sufletele voastre și a familiilor voastre și a copiilor voastre. Amin.